Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Îmi se fac o etalare pentru următoarele 3 luni de zile, pentru zodiile de aer vărsător, ascendent vărsător. Să vedem ce energii vor fi în următoarele 3 luni de zile, la ce vă puteți aștepta. O etalare aproape personală. O etalare, oracol personal, să-i spun, așa, fiind pe zodii, pentru zodia vărsător, ascendent vărsător, să vedem ce poate dezvălui oracolul pentru următoarele 3 luni de zile, pentru zodia vărsător, ascendent vărsător. O decizie de luat, dar și petreceri, văd că aveți poate și o clarificare pe o relație, pe un contract, dar și motive de bucurie de petrecere. Veți face poate chiar o alegere. Poate unii dintre voi veți ieși dintr-o singurătate, împrieteniți cu cineva și cu această persoană relația poate duce foarte repede, poate chiar către o logodnă. La alții s-ar putea să fie că relația de cuplu, lucrurile puțin încep să scârție și vă veți decide poate să vă separați. Acum, cumva e o astfel de situație. Ori veți vă cunoaște pe cineva și vă decideți la vreo căsătorie, ori vă despărțiți. Pentru că nu mai merge ceva. O să vedem ce apare pe următoarele 3 luni de zile, ce spune oracolul. Wow! Luna ianuarie va duce mulți bani, multe câștiguri, multe daruri, multe, multe daruri, dar și soluții. Văd că căutați sprijin, căutați idei, căutați soluții pentru niște daruri, pentru niște împrumuturi, pentru un ajutor și îl puteți primi. Un bărbat important joacă un rol important pentru voi, ideile voastre, soluțiile sunt, le găsiți, căutați o consolare și o veți găsi, văd că vă puteți face speranțe de un ajutor, de un sprijin, de o protecție din partea unei persoane bogate, generoase, întâlniți poate cu prieteni vechi, vești de undeva, de la persoane care nu le-ați mai văzut de mult, vă puteți revedea cu persoane. Dar în februarie pot veni și în bucurie și în păcare. Deci cumva în februarie trebuie să faceți o clarificare, pentru că ori vă căsătoriți, ori vă divorțați, cumva aici, dar poate să fie și ceartă și în păcare. S-ar putea să apară de vreun dubiu. Deci cumva luna februarie poate veni și cu niște clarificări, niște schimbări, să zic așa, care le faceți în parteneriate. Veți face, văd că și un parteneriat, poate un contract, un precontract, apoi poate că îngheață puțin și apoi poate iară vine, până la urmă se clarifică. Poate fi și o astfel de situație. Deci văd aici că aveți de ales, aveți petreceri. Luna februarie este o lună cu petreceri. Dar poate și cu vreun doliu sau vreo situație în care poate unele dintre voi sunteți singure și veți decide să ieșiți din singurătate. Pentru că veți avea de ales, s-ar putea să cunoașteți persoane, deja poate le-ați cunoscut acum în ianuarie și în februarie vă decideți cu cine. Și poate fi chiar o relație de căsătorie. În martie, în schimb, puteți avea niște răutăți, niște drumuri neașteptate și succes și noroc, dar și persoane care vor încerca să profite. Și surpriza niște întâlniri importante care țin de niște bani, de niște câștiguri, un stres. Văd că aveți pe surpriză stres. Aceste întâlniri care le aveți sunt amicale. Ce vine aici legat de haină de stat, de haină militară, aveți voi ceva aici, schimbări, clarificări sau doliu care îl aflați, în care sunteți și răutățile acestea care sunt de la drum. Deci aveți de-a face cu persoane cu haină de stat, cu haină cu funcție sau pot fi și niște persoane importante. Aici vă văd cu lunile acestea 3, energiile se întrepătrund. Deci ce e în februarie poate să fie și în ianuarie, ca și în martie. Aici ca energie generală, fiind cumva ele se întrepătrund. Dar aveți în orice caz 3 luni de zile în care veți avea întâlniri foarte importante, decizii de luat, poate examene, le luați, dar aveți și niște clarificări de făcut, pentru că apar niște persoane care nu sunt sincere. Deci văd aici pe afaceri cineva care încearcă să facă vreo, să profite, sau mai aveți de-a face și cu persoane care vă invidiază și umblă cu intrigi, să zic așa, bârfe, răutăți. E nevoie poate de mai multă înțelepciune, moralitate. Pot apărea neînțelegeri legate și de o credință, de o religie care o aveți voi cu cineva, în ce credeți voi sau în cine credeți voi, cumva aici, sau o chestiune juridică. Văd că apar pe neașteptate chestiuni de rezolvat, poate și legate de o chestiune juridică. Bani. Deci, cu banii nu veți sta rău, dar poate că apar și niște întârzieri la un moment dat pentru că sunt niște răutăți sau pentru că cineva întârzie, vrea să vă întârzie puțin
treburile, afacerile, dar le veți rezolva cu răbdare, cu înțelepciune, cu o clarificare. Văd aici, într-adevăr, poate că în martie va trebui să vă zbateți mai mult, să faceți drumuri, să clarificați, să gestionați mai bine situația, pentru că martie pare puțin mai supusă unor profitori, să zic așa, unor persoane care încearcă să speculeze ceva, sau vorba de o gelozie, poate ca doamne sunteți cum puțin și invidiate, gelozite de vreo doamnă, pentru că aveți voi un partener cu bani și pentru care face drumuri, vă trimite bani, vă oferă bani și așa cumva externiți gelozia. Văd că și pe surpriză voi aveți daruri, deci pe surpriză vă vin cadouri și daruri. Veți avea și în februarie foarte multe petreceri și cadouri și daruri. Și în ianuarie la fel vă văd cu foarte bine, dar în martie aici cumva e o lună puțin cu o încercare. Acestea fiind spuse, dragile mele, dragii mei, vă mulțumesc că ați venit la acest video. La revedere, să iubiți, să fiți iubiți!